Доброго дня, пане президент. Олена Чернякова, телеканал «Ми Україна». Буде два запитання. Першочергово це світова безпека Бонезіла. Підірвана. І питання до вас, Володимира Олександровича. Хто стоїть за нападом Хамазу на Ізраїль? Чи не стає в спателі атакою для Хамас потрібна Ізраїлу? E implicată Rusia în acest proces. A vândut Rusia arme pentru Hamas. Cum România consideră securitatea din Marea Neagră? Dacă e ok, bine, dacă nu, ce trebuie să facem împreună ca să... Cât va dura pregătirea piloților pentru F-16? Vă mulțumesc pentru întrebare. Cine stă în spatele la Hamas? În spatele lor stau cei care îi susțin. Cei care le susțin public, le susțin cu arme. Și aceasta nu s-a întâmplat de ieri sau alaltăieri. Acesta e un proces durabil. Și pe rețele de socializare puteți găsi răspuns la aceste întrebări. Cine postează diferite semnale și comentarii? Considerăm că Rusia este una dintre țările care a ajutat Hamasul și stă în spatele Hamasului. În ce privește atacul terorist asupra Israelului, eu am spus de la început, am comunicat condamnarea acestui atac terorist executat pe scară largă și am spus din capul locului că noi sprijinim dreptul Israelului de a se apăra împotriva dușmanilor săi. Cine și cum a acționat în spatele acestui atac, vom afla pe măsură ce aceste date vor deveni mai clare. În ce privește Marea Neagră, România este aliat NATO și ca atare, cu toate că ne aflăm la Marea Neagră, prin consolidarea flancului estic, România beneficiază de cele mai importante garanții de securitate din toată istoria noastră. Dar este clar că flancul estic trebuie în continuare întărit. Pentru asta este nevoie să avem atenția noastră îndreptată spre Marea Neagră. Asta facem și în cadrul NATO. Și astăzi cu președintele Zelensky am vorbit despre cum putem să colaborăm mai bine în zona Mării Negre. Noi credem că este important ca Marea Neagră să rămână o mare deschisă, să nu fie controlată de unii sau de alții, ci toți care avem ieșire la Marea Neagră să putem să folosim Marea Neagră așa cum este scris în tratatele internaționale. Mai este de lucru și dacă mi este permis, așa cum am afirmat și în alte formate, acest război dus de Rusia împotriva Ucrainei, un război ilegal, injust, perfid, se desfășoară în Marea Neagră, în regiunea Mării Negre, cu atât mai mult avem tot interesul comun de a consolida securitatea în această zonă. Da, mulțumesc. Ok. Finished. Dujidiac. Thank you so much.